Bună dimineața, părinte! Bună dimineața, Victor! Am găsit în universul credinței, în bucuria credinței. Suntem, după un periplu de istorie, facem un popas așa duhovnicesc astăzi. Trebuie să spunem că, de fapt, eu un pod între turnul și o altă mănăstire insulară, nu spunem unde ne vom duce, iar asupra acestui loc vom reveni la un moment dat pe parcursul nostru de emisiuni. Ne-am oprit pentru că astăzi avem o evanghelie extrem de interesantă, de frumoasă, ca toate celelalte, dar cred că telespectatorii vor fi foarte interesați să afle, mai ales în contextul ăsta, despre grijile lumii. Cred că în toate contextele e important să nu ne lăsăm sufocați de ceea ce înseamnă grija lumii. Ai observat că după ce a trecut peste noi COVID-ul, a intervenit o criză economică fără precedent, o criză morală, o criză a pumnilor, o criză a rasismului, o criză a violenței, o criză a nebăgării în seamă, ca și o criză a iubirii până la urmă, pentru că suntem crizați mai tot timpul, deși, din punct de vedere al limbii grecești, crisis înseamnă a reconstrui, a reașeza pe fundamente, a renaște până la urmă. Deci nu întotdeauna, la toate marile crize, am reușit să avem și renașteri pe măsură. Cum trebuie să explicăm astfel de crize și astfel de frici, de deznădejde ale noastre? Păi, citim Scriptura. Hai să deschidem Scriptura și să citim. Le spunem telespectatorilor că tot din Evanghelia de la Matei, la capitolul 6, luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipsi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Priviți așadar la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jirnițe și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un colț? Iar de îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc, nu se ostenesc, nici nu torc. Și vă spun vouă că nici Solomon, în toată măreția lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Deci, nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca. Că după toate acestea se străduiesc neamurile. Știe doar Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Ce vrei mai limpede de atât? Nici nu știm ce să explicăm mai clar. Adică ai ce să explici, să înțelegi că nu e un apel la lene. Mulți au socotit că un astfel de text este dormim bine, mâncăm bine, ne odihnim. Care grijă Dumnezeu? Când de fapt e vorba aici despre poate cel mai sensibil și cel mai fragil obiectiv al lui Dumnezeu, de a ne face să înțelegem cât din purtarea sa de grijă se ascunde în fiecare lucru pe care îl trăim și din care ne asumăm viața. E vorba despre pronia divină, despre purtarea de grijă a Tatălui. Nu avem un Dumnezeu care s-a retras din lume undeva într-un nor pe vârful muntelui, care trăznește, fulgeră și sperie oameni. Nu avem un Dumnezeu să ne sperie. Avem un Dumnezeu care se apropie de noi, locuiește împreună cu noi, ca în cazul Sfântului Ilie, nu mai întâi trece ca o boare, apoi, nu? Observ, este atât de multă gingășie în ce spune Domnul Hristos și exemple de lângă El, așa, uite, cum te s-ar putea teme floarea aceasta, că ea nu poate să reziste când, uite, i-am dat cu tare. Adică El arată darul de lângă oameni. Și dacă atât suflet este pus și e pronie divină pentru o floare, pentru firul de iarbă, cu atât mai mult. Noi astăzi cumpărăm mai mult ambalajele decât produsul, știi? Pe când Hristos ne învață să nu ne uităm la ambalaj, ci la produs ca atare. Cine ar fi bănuit vreodată că poți să dai exemplu pasărea asta liberă, care e o mogâldeață cu pene până la urmă, dar care poartă cu sine atâta responsabilitate în a le dovedi pronia lui Dumnezeu. Observi? E misionarea lui Dumnezeu. Sfântul Francis de Assisi sau Sfântul Antonie de Padova sau, dacă vrei, sfinții ceilalți pe care îi avem în Biserica Ortodoxă, nu Gerasim de la Iordan sau ceilalți toți.
vorbeau animalelor, trăiau împreună cu ele, deschideau florile, închideau ploile. Adică ei sunt parte integrantă în acest mecanism al proniei divine. E o pronie care și guvernează, pentru că te face să te uiți către Împărăția lui Dumnezeu. De fapt, soluția pentru nenorocirea de criză în care suntem astăzi ține un pic și de nevoia de morală în economia pe care o avem de străbătut. I-am auzit pe foarte mulți crezând că economia nu are morală, nu? The time is money înseamnă, de fapt, faceți bani oricum, pentru că oricum, timpul contează, nu Dumnezeu care e și stăpânul timpului. Ori dintr-o dată ne trezim din fața acestei afirmații ultime, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate cele se vor adăuga. Se vor adăuga vouă, adică nu veți fi lipsiți de nimic. Asta o știu bătrânii noștri mai bine decât noi. Asta o știu cei care dintr-o dată am constatat, nu, că la vreme de COVID putem să strângem cureaua și să trăim mai restrânși și să înțelegem că, de fapt, unde cheltuiam anapoda înainte, erau exact fițele noastre care nu dovedeau pronia lui Dumnezeu, în care nu se vădește pronia lui Dumnezeu. Nu, pronia lui Dumnezeu nu se vădește într-o mașină ultra-performantă. Decât pentru unul care are mult de mers, mult timp și trebuie să stea în condiții de siguranță pentru a putea să-și ducă munca. Fițoșenile nu sunt elemente ale proniei lui Dumnezeu, nu țin de guvernarea lumii de către Dumnezeu. Construcțiile noastre urieșești, așa, zici că sunt Stalin, toți liderii de firmă, toți patronii devin Stalin peste noapte, pentru că nu au o cultură morală a banului câștigat. Și unde nu există o cultură morală a banului câștigat, omul nu mai seamănă cu nimic, dar există și o imoralitate a săracilor, stai liniștit, cei care nu, râdeam mai în urmă cu ceva, când mergeam cu studenții în misiune la niște cămine de bătrâni, pe vremea aceea, acum nu mai poate fi făcut așa și... De mulți ani n-a mai fost așa. Mergeam cu sarmale, să zicem, de la parasta și ne întrebau, dar sunt cu nucă? Adică, știi, plusul ăla de... care arată că tu n-ai înțeles darul ca atare și că în mijlocul darului este Dumnezeu. Pe mine întotdeauna m-a impresionat foarte mult spus aceasta apropo de purtarea de grijă lui Dumnezeu pentru oameni și apropo de împlinirea împărăției lui Dumnezeu pentru ca să ni se adauge totul. E ceea ce, dacă vrei, un preot cu conștiință experiază în fiecare zi. El merge să împlinească voia lui Dumnezeu și îi se adaugă toate lucrurile absolut necesare pentru ca voia lui Dumnezeu să se împlinească de plin în viața sa. E foarte cutremurător așa cum ne gândim noi în zilele noastre. Cum ați spus, time is money și nimic nu contează și totul ni se cuvine. Iar apoi tot noi suntem aceia care cădem în deznădejde, în depresie, care e boala secolului. Eu zic că Dumnezeu nu greșește și El nu este producătorul unui fast food spiritual. Noi vrem totul așa rapid, ca un fel de, cum se spune, nest duhovnicesc, știi? Să amestecăm două elemente și să dea un gust bun. Uneori e amară spiritualitatea. Viața noastră are și doza ei de amăreală, de rostopască duhovnicească, dacă vrei, pentru că e nevoie să echilibrăm umorile din noi, să nu trăim într-o fel de hai să spunem, glicemie duhovnicească mărită în permanentă, într-o criză permanentă a propriei noastre protecții. Exemplele sunt date de copii care nu își forțează un oringer păzitor și pe părinți în atitudini care nu au de-a face cu nimic din ceea ce înseamnă copilărie. Lucruri se văd în adolescență, în presiunea pe care o pun pe noi unii dintre cei care, uite, de exemplu, un producător de divertisment care pune în miezul divertismentului său multă răutate și multă violență și eu n-am nicio vină că ei sau ai toată vina din lume dacă în mijlocul darului făcut către o generație nu este purtarea de grijă a lui Dumnezeu, dragostea lui, spectacularul divin, care vezi cât e de normal. Spectacularul divin te trimite la crinii câmpului. Noi nu-i vedem că în țară la noi nu există, să zicem, soiul ăsta de crin, dar îi avem în grădină. Dacă îi uzi prea mult, se ofilesc. Vezi că stă în firea lor. E ca și cum ar fi creat două lumi paralele, una în care e nevoie de voința și de fapta noastră și una care, indiferent de voința și de fapta noastră, lumea vegetală, lumea minerală, în felul ei își dezvoltă propria ei cordialitate cu Dumnezeu. Ce vom face? Cum ne vom descurca? Și sunt întrebări cât se poate de cinstite, adică până la urmă excesul de sagacitate al unor contemporani m-a pus pe gânduri. S-au plâns unii că au pierdut miliarde și au tăiat din amărâții care aveau puținul. Adică atunci când ucizi puținul ca tu să ai mai multul, nu ești omul lui Dumnezeu. Poți să spui toate crucile primite cadou de la biserică pentru ctitorii, poți să-ți construiești toate palatele din lume. Evanghelia nu se slujește ucigându-l pe celălalt ca să-ți fie bine. Eu sunt convins că sunt oameni ale căror afaceri s-au zdruncinat din temelii. Ei auzeam pe câte unii ce ratări au dat, nu
unele hoteluri, unele terase, dar locurile alea de muncă au oameni de muncă care lucrează în ele, pe care acei patroni, mulți dintre ei, i-au umilit cu ani, plătindu-i ca pe ultimii cerșetori și doar cerându-le la nesfârșit să fie la dispoziția lor. Nu poți să câștigi tot timpul pe seama uciderii celuilalt. Pe necazul celuilalt, da. Dumnezeu are o atitudine de tată care este grijuliu cu fiecare, îi taie câte o felie, știi? Bătrânii noștri ne povesteau și cred că până în zilele noastre sunt zeci de case în care o bucată de slănină mică ajunge la câte 10 în casă și azi o fabrică de slănină nu se mai satură. Știi? Li se apleacă pe la câte o bancă și pe la câte o direcție de asta națională de cercetări speciale. Pentru că nu-i mai satură Dumnezeu. Orice spune Hristos este săturați-vă cu ceea ce pronia divină vă oferă, cu ce vă încarcă pronia divină. Și credeți că Dumnezeu rânduiește astfel de resetări, de momente Sunt convins că da. Mi-aduc aminte la începutul COVID-ului, cum făceau, începutul pandemiei de COVID, cum făceau ei mișto de preoți și de faptul că ne rugăm să plouă, că era și secetă concomitentă cu noi. Până când rugându-se preoții au început să plouă și au zis și atunci, e un fenomen meteorologic. Este ceea ce Dostoievski pune la un moment dat în gura unui personaj al său când spune că minunea este un fapt pe care cel care nu crede nu-l va accepta ca minune niciodată, ci doar o latură a lumii pe care el încă n-a descoperit-o. Eu aș zice, hai să ne rugăm să ne descopere Dumnezeu. Trebuie să învățăm să privim și să descoperim astfel de minuni și să vedem că Dumnezeu, de fapt, lucrează în viața fiecăruia dintre noi și chiar cu astfel de, nu i-a spune pedepse, cu astfel de... Nu văd ca o pedeapsă. Ce ni se întâmplă nouă nu este pedeapsă. Ceea ce ni se întâmplă nouă este arătarea cu degetul către sensurile vieții, nici de cum pedeapsă. Pedepsele le-au suferit din nefericire aceia care, într-un fel sau altul, au plătit pentru negrija noastră. Nici măcar cei care au murit în perioada COVID-ului nu sunt niște oameni pedepsiți, sunt niște victime ale incongruenței de gândire a oamenilor, a incapacității noastre ca oameni să lucrăm în echipă, cam cum lucrează stolurile de păsări sau crinii câmpului, sau dacă vrei, mormolocii din baltă. Adică lumea animală e mai coagulată în jurul Să nu mai vorbim de stupul de albine, deși întotdeauna am rămas impresionat că albinele mor mai repede decât credem noi și plătesc de foarte multe ori cu propria viață pentru ca noi să ne îndulcim viețile și uneori să ne înflorim diminețile. Adică atunci când auzim bâzuitul albinelor, trebuie să înțelegem și slava lui Dumnezeu în ele. Care ar fi sfatul pe care ni-l dați și îl dați tuturor ca la această resetare de cronometru să pornim cu dreptul și cu nădejde că totul va fi bine și că, și ați văzut, își puneau toată lumea în geam că totul va fi bine, dar cred că trebuie pus în suflet undeva. Nu neapărat. Trebuie să învățăm că binele pe care ni-l propune societatea nu e întotdeauna bine. Dacă totul va fi bine, înseamnă mie să-mi fie bine și celălalt să tragă, nu e ok. Dacă binele propus de lumea din jurul nostru este să avem mai multe canale de televiziune, mai multă informație, mai mult fake news care să ne amărească sufletele, nu e bine. Nu e binele despre care vorbește Dumnezeu. Nu e binele care te protejează și care îți acordă libertate, pentru că mai bine înseamnă mai liber sau liber spre absolut. Până la urmă, singurul bine care poate să ne construiască nevoia noastră de veșnicie este libertatea de a crede în veșnicie. Cine acordă libertatea asta? Dumnezeu. Da, însăși Dumnezeu. Înțelegem, deci, că din aceste experiențe trebuie să învățăm să ne mulțumim cu puțin sau să ne obișnuim cu strictul necesar, cu ceea ce Dumnezeu rânduiește. Cine măsoară strictul necesar? Pentru mine asta e una dintre probleme, pentru că noi întotdeauna, în ultima vreme, noi am tot ridicat nivelul de viață, dar strictul necesar n-a fost asigurat pentru cei mai mulți dintre noi. De exemplu, ce vedem în America, revoltele acestea rasiale, arată și o săturare a săracilor de îmbuibarea puținor mulți și bogați, care să știi că nu sunt neapărat exploatatori. Până la urmă și aia muncesc de le ies ochii, dar la nivelul lor, un nivel pe care cei care sunt lipsiți de pâinea cea de toate zilele n-au cum să-l înțeleagă. Ce ne spune Domnul Hristos, ne spune că căutați împărăția cerurilor și toate celelalte se vor adăuga vouă. Aveam o bătrânică pe care eu o știam de mic în Șchei, Brașov, și spunea la mine, nu mi-a lipsit nimic niciodată. Era săracă mai de capul ei. Dar zicea, mie nu mi-a lipsit nimic niciodată. Pentru că nevoia ei era strict marcată de puținul în care ea știa că trăiește. Și să știi că n-a făcut
asta n-a făcut-o nefericită. În schimb, Gaddafi cum s-a nefericit câte unul că nu i-a ieșit proiectul ăla de mașină și proiectul ăla de mașină și că deja încep să intri în mari întrebări și în mari dubii. Asta e rețeta. Căutați împărăția cerurilor. Nici măcar nu e rețeta, e o propunere. E o propunere și... Domnul Hristos nu impune nimic. El nu e un medic să impună cu orice preț un lucru, ci este cel care zice... Eu vă propun alternativa asta, la încăpățânarea voastră de a crede că puteți stăpâni cerul, de a exploata universul, vă propun să vă exploatați universul de lângă voi și să vedeți dacă puteți mișca ceva în universul mic de lângă voi. Dacă acolo nu mișcați, ce vă închipuiți că puteți mișca? Da, e o propunere care vine de mii de ani și... Da, și care a crescut, creștinismul. A crescut creștinismul și să știți că, într-un fel sau altul, mie mi se pare important că am reușit să filmăm într-un astfel de spațiu, tocmai pentru a arăta egalitatea construcției umane cu sine însuși, construcția lumii, cosmosului întreg cu sine însuși. Cred că asta e lecția cea mai importantă pe care ne-o propune Mântuitorul Hristos, să înțelegem că între energiile necreate care au creat lumea și creație, există o relație pe care o putem vedea și în mersul furnicii pe tăișul securii. Știi? Mersul cu nepăsare, era Petre Stoica, un poet de la Iași, care scria un poem, și o furnică trecând nepăsătoare pe tăișul unei securi. Pentru ea securia este uriașă, pentru noi ea este tăietoare. Muchia securii pentru ea este absolut universul ei favorit. Ori dintr-o dată afli că și mușcatele din jur, și florile, și răcoarea serii, și știu eu zâmbetul operatorului, și... Și buna rânduială a unei... Împruntarea... regizorului, că ne apropiem de finalul emisiunii sau știu eu. Toate astea sunt parte integrantă a lumii în care trăim. Știi ce cred? Că noi ca oameni, ca să putem împlini împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ne împlinim în primul rând zâmbetul. Să ne recuperăm capacitatea de a face pe celălalt să înțeleagă că îl iubim, că îl respectăm, că îl prețuim. Civismul exacerbat nu arată pronia lui Dumnezeu, arată modul în care legea uneori greșește. Dumnezeu este un partener de vocație care descoperă în toată pictura aceasta a lumii, în tot ceea ce înseamnă cosmosul uman, exact principiul cel mai important, principiul iubirii, care niciodată nu e împotriva iubirii. Căutați împărăția lui Dumnezeu. Este o propunere. Nu doar atât. Observi? Căutați împărăția și toate celelalte se vor adăuga vouă. Că de ce căutați împărăția și la sfârșitul veacului, că mai sunt câte unii că popii promit multe așa pe lumea înaltă. Nu, nu, nu. Asta era întrebarea și cu asta aș vrea să rămână telespectatorii. Mersul la biserică, participarea la slujbe, o spovedanie regulată, Sfânta Împărtășire, asta înseamnă căutarea împărăției? Și asta sau... înseamnă. Acolo știi că mergi la biserică ca atunci când mergi la moară. Nu poți mânca pită dacă n-ai făină. Ori te duci cu boabele păcatelor tale, intră în moara iertării lui Dumnezeu și se întoarce făina aceasta a iertatului, despre care vom vorbi ceva mai încolo în emisiunile noastre. Dar e important să înțelegem asta, că este o pâine cotidiană, un soi de arvuna a pâinii împărăției lui Dumnezeu care se coace din vatra lumii acestei în care trăim. Dacă ea nu există, vatra e stinsă, pita n-are gust. Ori biserica are capacitatea aceasta de a da zilnic încă un pic și încă un pic și încă un pic nădejde. Poate nici nu știu unii care tot comentează ce important e să strângi mâna unui om în răcoarea bisericii. El să se uite la tine, prin tine să-l vadă pe Hristos și prin Hristos să vadă exact finalul călătoriei care este împărăția lui Dumnezeu. Poate că ne gândim și așteptăm minuni mari, mult prea evidente, când de fapt... Minuni evidente și sunt... faptul că florește grâu, că într-o țară în care nu mai cultivăm de ani de zile cu cordialitate și cu tehnică, ceea ce fructele de care avem nevoie sau copcireșele, știi? Sunt, da. Sunt lucruri pe care trebuie să le vedem și dacă nu le înțelegem, doar purtarea de grijă a lui Dumnezeu, zic eu, a salvat România de lucruri mai grave decât ne putem închipui. Decât ne așteptam. Ne-ați dat așa niște gânduri foarte, foarte bune și foarte clare și sunt sigur că altfel vom privi lucrurile, vremurile, crizele, cum am spus că... Să spune că facem o trecere de la un ponton de piatră la un ponton de lemn pe o apă pentru săptămâna viitoare, da. Și să ne spunem oamenilor că asta dovedește o dată în plus. Oricât de lichid ar fi fundamentul lumii, Dumnezeu rămâne un sprijin de nădejde. Să nu desnădăjduim, să nu ne facem
griji să ne apropiem mai mult de Hristos, de lingurița Sfintei Împărtășanii. De împărtășanie ca atare. Să nu uităm nicio clipă că cine caută împărăția lui Dumnezeu, toate îi se adaugă. Și totul va fi bine, cu siguranță, dacă... Fără hashtag. Respectăm. Nu ne trebuie hashtag ca să ne fie bine. Hashtagul bisericii este, dacă vrei, împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Este coparticiparea aceasta la un echilibru al unui cosmos care, vezi, e egal cu sine, dar are diferențe în fiecare fărămiță din care este alcătuit. Așadar, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să mergem mai departe. Și toate celelalte mi se vor adăuga nouă. Și mergem mai departe.